Săptămâna aceasta, în fiecare seară, un autovehicul ciudat își face apariția în trafic. Nu are roți, nu are motor și nici mulți cai putere, iar pasagerul este un personaj aparte. Nu este altceva decât sania lui Moș Crăciun, care se plimbă în fiecare seară cu caleașca prin oraș. Dacă ai fost cu minte și îi spui o poezie, vei primi negreșit un mic cadou de la moșul cu barba albă. Copiii norocoși s-au plimbat și cu caleașca pe străzile luminate ale orașului. Mi-a plăcut foarte mult! Ai mai mers până acum cu Moș Crăciun? Nu! În această perioadă, Moș Crăciun este cel mai căutat personaj, dar și așteptat. Cei mici numără zilele până la marea întâlnire din seara de ajun. La ce ți-a dat moșul? Dulciuri! Da! Plac foarte mult cadourile și că a fost generos anul acesta, foarte mult! Dar Moș Crăciun ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut, este foarte frumos! Această întâlnire cu moșul la ceas de seară pe străzile municipiului a devenit o tradiție pentru copiii slătineni. Și an de an, cei mici așteaptă plimbarea cu Sania, dar să și îl îmbrățișeze pe cel care îl așteaptă un an întreg.